Bună seara, care este plusul cu care rămâneți după acest joc? Bună seara, da, consider că am făcut un meci bun. Am pierdut 2 puncte astăzi, am început prost, într-adevăr, dar am revenit și pe final am fi putut câștiga, dar Rapid, o echipă cu experiență, au știut să apere rezultatul. Cum ai descrie pasa asta prin care trece echipa în momentul de față? A fost o pasă nasoală, nu am câștigat multe meciuri, nu am marcat, a fost greu, dar toate echipele pățesc, așa, majoritatea echipelor pățesc. Au meciuri de astea mai puțin bune, dar sperăm ca pe viitor să facem meciuri bune, să câștigăm și să urcăm în clasament, că suntem foarte jos. Ți s-a părut corectă demiterea sau rezilierea contractului cu domnul Brăzavu? Da, nu mă întrebați pe mine chestia asta. Nu am avut rezultate, așa a hotărât conducerea, nu este treaba mea. Te întreb că știu că au fost ceva nervi prin vestiar pe la anumite partide, la final de meci. Nu știu despre ce ne vorbiți. Am văzut și eu în presă ceva, că am fost trimis la echipa a doua. Nu, am fost. Eu am, după meciul cu Cuta, am simțit puțină durere și m-am recuperat și acum am revenit. Deci n-a fost un conflict cu domnul? Nu am avut niciun conflict. Ce fel de antrenor crezi că ar avea nevoie echipa? Să cunoască mai bine campionatul românesc, poate un antrenor străin? Da, sincer să zic, un antrenor să ne ajute să facem puncte, că avem nevoie de puncte, că suntem foarte jos în clasament și s-a cam rupt așa puțin campionatul, clasamentul, și sperăm să facem puncte, să câștigăm meciuri. Să fie ăsta un moment zero pentru voi? Da, sperăm. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!